vreme stați în blocul cu 7 etaje? 2018. Ați auzit de propunerea pe care o lansează primarul orașului Ploiești, Andrei Volosevici? Da, am auzit tot din spațiu online. Ce părere aveți despre faptul că se propune demolarea blocului cu 7 etaje? Sunt de acord cu demolarea, dar nu sunt de acord cu faptul că nu ne-a consultat pe noi prima dată înainte de a întreba toți locuitorii orașului. Da. Și când a fost întrebat de colegii dumneavoastră ieri în live-ul de la Observator, a spus că nu era obligat să ne întrebe pe noi, ci pur și simplu putea să propună Consiliului direct acest proiect și putea fi aprobat. Cum se pare? Cum se pare această părere pe care abuzivă. Nu știu dacă e legală, dar mie mi se pare abuzivă din punct de vedere a relației din. Aveți buletin de Ploiești? Da, da. Și ați votat? Da, am votat. În regulă. Și considerați că un primar care vă reprezintă ar trebui cumva să vă și întrebe atunci când să vă aminte de ce? Pentru că e vorba de locuința mea care, în primul rând, eu trebuie să-mi dau acceptul și nimeni altcineva. În momentul de față există un sondaj cu mediul online, un sondaj care practic vă pune la dispoziție două răspunsuri, dacă doriți demolarea blocului sau nu. S-a demonstrat că se poate vota de mai multe ori, indiferent de unde vă aflați. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest sondaj? Sondajul e relevant, pentru că se pot șterge cookies-urile și pot vota și eu de 100 de ori, dacă pot să... Am să mă întreb doar o singură dată, sunteți sau nu de acord cu demolarea blocului cu 7 etaje? Da, sunt de acord, dar nu în orice condiții. Sunteți proprietar? Da. La 7 etaje, da. De câtă vreme locuiți aici? Din 90. Din 90. Ați auzit ceva despre propunerea pe care o are primarul orașului Ploiești? Am auzit, m-am filmat și a venit doi domni de la televiziune, dar nu știu de la ce televiziune, v-am spus exact ce v-a spus dumneavoastră. Este un chestionar online să votați dacă sunteți sau nu de acord. Ați văzut acel chestionar? Absolut nimic. Care e mesajul dumneavoastră vis-a-vis de... Nu, personal am spus că nu sunt de acord. Așa scria pe telefonul mobil că blocul comunist să fie făcut în 62-63. Nu, sunt personal de acord, asta am spus personal. N-am... Sunteți aici proprietar? Da. De câtă vreme locuiți aici? Din 90 după Revoluție. Din 90. Zeci de ani 90, de zile, da? Da. Ați auzit ceva legat de faptul că s-ar putea demola clădirea 7 etaje? Până în prezent nu. A venit domnul primar la dumneavoastră să vă întrebe ceva? Nu. Ați auzit de un sondaj online care, practic, asta face, verifică? N-ați auzit nimic. Ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că s-ar putea demola această clădire ca să vadă mai bine catedrala și să construiască altceva aici? Cine e de acord să-i demoleze locuința? Ați fi ca domnul primar să vină să vorbească în persoană cu dumneavoastră? Nu, acel răspunsul era categoric același. Clădirea e veche? E veche, e foarte bună. Întrebați cei care au făcut această clădire. Eu am discutat acum vreo 5-6 ani. Așa. Cu cineva care a lucrat pe aici. Asta a fost mult mai bine făcută decât ce se face acum, în prezent, sau ce s-a făcut acum 10-15 ani. În 1965 se lucra cu materiale foarte bune. În cazul în care se va lua această decizie, iar la un moment dat va trebui demolat, care ar fi pretențiile? Adică v-ați dori să locuiți tot într-un apartament în centrul orașului? V-ați dori, nu știu, să vă opuneți efectiv acestei decizii? Nu mai am încredere. Mă opun efectiv aceste decizii. Nu am încredere că, vezi, doamne, o să-mi facă altul în centru. Nu. Deja sunt Dumitrescu Pompidiu. Și care este funcția noastră aici? Manager la punctul de lucru Mesopotamia. Vreau să vă întreb dacă ați auzit despre propunerea pe care o are primarul orașului Ploiești, Andrei Volosevici, în legătură cu dărâmarea clădirii. N-am fost încă informați de acest lucru, da, de către nimeni. Da. Acum aflu de la dumneavoastră acest lucru, de asta zic. Nu am niciun fel de detaliu și ca părere, ca opinie, nu știu ce să zic. Nu, sincer, n-aș fi de acord de acest lucru, dar nu ține de mine, deciziile care vor fi luate nu țin de mine, ci țin de conducerea firmei. Cei mai afectați sunt practic proprietarii din acest bloc, nu? Și noi ca firme, ca societăți, ca cei care mai avem aici spațiile astea închiriate, dar totodată locatarii sunt cei mai afectați și eu deduc că ar fi normal să dânșii să aibă prioritate. Adică să-și spună acordul, dacă sunt de acord cu acest lucru, mă gândesc. Nu văd de ce un cetățean din Gara de Sud ar fi
îndreptățit să îți spună acordul legat de blocul situat în centru aici, acesta, 7 etaje, pentru că, până la urmă, nu locuiește dânsul aici și mă gândesc că, în sfârșit, nu știu dacă părerea mea ar avea vreo importanță, ideea este că ține de înțelegerea între locatari și primărie pentru acest lucru. Și noi, practic, și firmele, totuși avem și noi, poate că avem și noi un cuvânt de spus, dar rămâne de văzut. De asta zic, acum e prima oară când aflu acest lucru de la dumneavoastră și nu văd, adică, o soluție. Zona asta capă zona și un reper, ne vedem la 7 etaje. Ne vedem aici și punem mașina. Și vreau să știu și eu, credeți că ar fi o decizie bună demolarea acestei clădiri? Nu știu. Acum, ce să zic, dacă e veche și o fi risc de... Există risc seismic, da? Majoritatea clădirilor din orașul Ploiești sunt construite înainte de anii 90 și cu siguranță e foarte greu acum să credem că mai rezistă. Cred că ăsta e cam anii 70, dacă nu mai bine, da? Înainte de 70, da? Cred, ideea, da, este alta. Noastră ați fi, în calitate de cetățean, da, ați auzit această idee, că obstrucționează, practic, catedrala, nu se vede catedrala, că am avea și noi o esplanadă... Deci din cauza catedralei nu. Deci asta nu e o... Uh-huh. Nu. Uh-huh. E o catedrală, se vede din partea, se vede, catedrala se vede, chiar se vede.